Cătălin Smărândescu, așa cum nu l-ai mai văzut. A plâns ca un copil la Survivor All Stars. Ce l-a emoționat atât de tare, foarte mult visez. Imagini neașteptate cu Cătălin Smărândescu, în ediția de joi, 7 martie 2024, la Survivor All Stars. Concurentul a plâns ca un copil în fața camerelor de filmat, când a discutat cu o persoană dragă lui. Aproape nimeni nu s-a așteptat la așa ceva foarte mult visez. Cătălin Smărândescu, o apariție fizică impunătoare. Este greu de crezut că sportivul Cătălin Smărândescu mai are nevoie de vreo prezentare. În vârste de 51 de ani, concurentul de la Pro TV este fost artist marțial mixt profesionist, kickboxer și boxer român. Aparițiile sale fizice marchează prin sentimentul de forță prin care, probabil nu vrea, dar se impune. Cătălin Smărândescu are 1,84 metri înălțime și, cel puțin în urmă cu câțiva ani, avea în jur de 100 de kilograme. Știe foarte bine să se descurce în condiții de stres și provocări fizice, datorită istoricului său de performanță. Bărbatul a avut peste 10 victorii la meciurile de kickboxing și doar o înfrângere. Cât de sentimental este concurentul de la Survivor. Cu o experiență promițătoare în domeniul sportiv, Cătălin Smărândescu a fost ales să participe la Survivor România în anul 2022. A revenit în echipa faimoșilor în sezonul Survivor All Stars, unde se descurcă foarte bine, bucurându-se de susținerea telespectatorilor și nu numai. Poate de multe ori a lăsat impresia de duritate, însă Cătălin Smărândescu este un om foarte sentimental. A demonstrat din nou acest lucru în ediția de joi, 7 martie 2024. De la Survivor All Stars. Concurenților li s-a permis să vorbească cu membrii familiei lor, sportivul sunând-o pe partenera lui de viață. Ce a visat într-o noapte la Survivor All Stars? Cătălin Smărândescu a fost vizibil emoționat de discuția telefonică pe care a putut să o aibă cu soția lui din jungla dominicană, după cum arată imaginile difuzate în ediția de joi, 7 martie 2024, la ProTV. Sportivul i-a mărturisit soției cele mai profunde trăiri față de familia lui. Concurentul din tabăra faimoșilor a dezvăluit că a visat, în timp ce era în jungla dominicană, că Matilda, fica lui, și-a întins mâinile spre el, pentru a fi luată în brațe, spunându-i cât de mult are nevoie de iubirea lui. Bărbatul s-a emoționat până la lacrimi. Nu și-a putut stăpâni trăirile.